Stăm toți patru într-un cort. Simt că nu mai pot, simt că nu mai pot. Bă, frate, chiar devin de extremă treaba asta. Bă, hai înapoi, că nu e ok, hai înapoi. Sper să fiu... Salut, bă, sacalilor, ce faceți? Bă, azi m-am gândit, după cum vedeți, suntem în mijlocul nimicului, gen, chiar nu este nimic acolo. Acolo avem noi mașinile, dar în rest suntem în mijlocul nimicului, frate. Suntem într-o pădure. Și-am zis că eu cu câțiva prieteni facem un challenge super tare de la cu încercăm să supraviețuim 24 de ore într-o pădure. Bine, ne-am luat și mâncare, că am fi murit. Ca să vă explic care e treaba acolo, este o apă în care poate o să ne băgăm, o să ne aruncăm ca niște nebuni. Iar pe acolo am decis noi să facem așa baza noastră. Ia uite-l pe acolo, mare baza aici. Acolo vine mare foc, acolo un cor și aici un cor. Și ne facem mare, mare tabără de aici, știi? Scopul principal al clipului e să vedem dacă putem să stăm o noapte fără să murim sau să ni se întâmple ceva rău. Băgați un like la video și hai să supraviețuim. Ai mai făcut vreodată un cor? Nu, frate. Nicio, frate. Ideea e că niciunul dintre noi n-a mai făcut vreun cort, dar ne descurcăm. Legea junglei, trebuie să te descurci, mănânci, nu vânezi sau ești vânat, asta e legea junglei. Tu vrei să spui că n-ai alea de prins cortul, gen? Cred că stăm toți patru într-un cort. Bă, da, stai o leacă că sper să l-am și eu pe-a meu de prins. Da. What the fuck? What the fuck? Deja montat. Băieți, am făcut și cortul. Niște băieți improvizează, niște bărbați se descurcă în orice situație, țineți minte. Deci, un băiat improvizează, un bărbat se uită peste instrucțiune înainte să facă ceva. A, păi avem aici numărul 1 îl face așa, numărul 2, numărul 14, numărul 46, ce? Și l-ai terminat, cum ar veni, ai simplu. Bă, se poate, dar just... Da. Aici o arcă, asta deja... Nu, că avem 4 acolo! Da. Unu în cafe, bă! Cam. Bine ați venit la mine acasă. Cadou de casă. Bă, ce vorbești, mă? Da, da, când o să fiu umflată. Doi dorm așa pe asta și doi așa pe laterale. Da, mă. Și mai chemăm doi. Snick, care este părerea despre noua casă luată din banii de YouTube? Ideea e că eu sunt claustrofob. Eu nu pot să dorm aici, acolo. Eu mor dacă. Da. Bă, mor, că sunt dacă m-ai închis aici, mor. A, păi mor, mă duc în mașină și dar nu știu, nu. Ne intrăm patru băieți aici. Hai, vlog, ești tu loc. Închide ușa după tine. Închide ușa, închide ușa. Faci curent, da. Faci curent. Ce vorbești, mă? Hai, facem concurs, nimic nu se poate. Bă, dacă stau așa, lejer. Pune capă aici. Ia acordează bicepsul ăsta. Bă, zic și ieșim când murim asfixiat. Bă, frate, nu mai pot. De tot, nu mai pot. Bă, hai afară. Avem de făcut o misiune foarte grea și anume să căutăm lemne. Vrem să facem ceva de seară, dar trebuie să facem asta original. Dacă vrei să culegi lemne, trebuie să o faci ca un bărbat. Snick, Sheikul și Luca. Luca Piromanu și Snick Sheikul. N-au venit niște simpli băieți în pădura asta. Am venit băieți și plecăm bărbați. Pa, băieți, aveți grijă de voi. Domnul să fie cu voi. Doamne ajută, numai bine, sănătate. Bă, cum vedeți, noi chiar nu ne jucăm aici. Este Luca măsoară terenul și probabilitatea de a da peste niște porci mistreți. Ai grijă, Luca. Zice aici că schisul. Mi-a venit o cracă în ochi. Uai, de ce nu mi-au luat și eu pantalon lungi? Iisus Hristos aici. Oh. S-a îngrijit, te rog. Iedere, cred că m-am luat cu iedere o trăvitoare. Nu pot să cred așa iedere, ceva. Încerc să mă descurc, am și un spin în mână. Aici, oameni buni, avem un loc unde să ne adăpostim. În caz că vrem să poposim un pic sub acest copac. Bine ai venit, poți să iei un loc dacă vrei. Și un loc aici. Au trecut deja și... aproape 7 minute de când am plecat și simt că nu mai pot, simt că nu mai pot. Haide să rămâne și de... Cred că n-am descurcat cu lemne, sper să iasă ceva frumos. Doamne ajută. După ce am adus 150 de lemne de căciulă, am băieții au reușit să facă mâncarea. Ia uite. Aia de porc mistreț cumva? Da, da, da. Porc mistreț. Nu l-am prins noi. Am condimentat-o cu Ce ați condimentat-o, prieten? Cu herbe de Provence, de-ați găsit pe aici niște de astea mistice de la Maiaș. V-am zis, plecăm băieți, ne întoarcem bărbați. Ne-am gândit după vreo 3 ore să mergem să ne aruncăm în apă. Cu cei mai terminați oameni aici, vedem cum o să fie. Gata, ați luat tot din mașină? Ne aruncăm în apă, facem o băiță. Cu grăsuțul, cu slăbuțul, cu și mai slăbuțul. Cu slăbuțul aici. Hello. Toți. Avem de mers circa 1,4 km, dar ne vom descurca. În pădurea cu alune. Aici și tu pește de... mic. Vine pupă. Da și spune. Din negrul pădurii ajungem în albul soarelui. S-a dus. S-a dus. Știi că era o apă mai încolo, gen, știi cum ar veni, unde nu era așa populată. Bă, ca peisaj e super smecher pe aici, nu mai suntem în pădure. Mamă, ce vorbești, bă. Cam aici ce urmează să ne aruncăm. Dar nu știu dacă e prea sigur aici. Na, testăm și noi.
Luca! L-am prins! Grapa Marianelor! Nu poate să știi că e călui așa. Da, da! Schistii pe te-ai dus! Aveți și voi! Vine, venim acum! Dar așa e mici! Teacă, că sunt la eu coară! Teacă! Hai, Luci! Hai pe alade! Hai, Luci! Hai pe alade! Hai, Luci! Bă, dar parcă mi-e sâla! Ce-am așa? Tibă, da! Alade, hai! Hai, recunoaște că e bună, recunoaște! Ia-mi așa piscină! Momentul meu! Haide! Filmează-ți vezi cum se ridică nivelul apei. Stai, mă, stai, mă! Masaj ăsta, mă! Masaj taibanez, taibanez, taibanez! Bă, care nu-și de drum prin spate, mă, stai! Hai, număr acolo, cameramanul! 3, 2, 1, și... Mama lui Luca! Bă, băieți, am făcut mamă, deci dacă am călcat pe piatră și am scăpat camera, atât ai. Ia uite-l cum plutește. Unde-i jvere? Aici, afel. Dacă eram băieți, nu ne aruncam, dar cum suntem bărbați, am decis să ne spălăm. Chiar bă, noi ne-am spălat, voi nu. Băieții, a venit noaptea? Noi. Ne descurcăm, hai în pădure, doamne. Cred că am făcut mare greșeală să ne băgăm în apă, vă zic sincer. Dar trebuia să ne spălăm, a stat în natură undeva la 3 săptămâni. Nu mai, m-am dus. Bă, frate, chiar devine extremă treaba asta. Bă, nu știam chiar așa întuneric în pădure, bă. Când vom ajunge, bă, mă mănâncă țânțarii. În gol mă bag direct. Suntem gata să începem, abia acum începe aventura adevărată, prieteni. Acum suntem pregătiți să facem rost de provizii ca să putem să ziceam mai devreme că suntem gata să facem un detail foc de tabără. Foc de tabără, frate, în spatele nostru o să foc facem de tabără acolo, dar nu se vede nimic, bă, e negru. Mersul cu cortul, prieten, nu este pentru băieți, este pentru bărbați. Mai avem încă o problemă, avem un cort foarte micuț, iar eu sunt claustrofob. Cum voi face să stau aici? Băieții s-au gândit să facă mare puzzle la aici, deși e prea mare. Asta e, bărbații se descurcă întotdeauna. Mană, prea multă căldură, bă. Într-un final, bărbații s-au descurcat. Băieții fac grătar, bărbații fac foc de tabără. Ritualul. E tribu, mai așa. Ceasul este 12 și noi ne-am gândit să mergem la mare căutare pe aici, prin pădure. Suntem prin mijlocul nimicului, nu se vede nimic, nici copac. E ok, hai, du-te primul. Eu am canalul de YouTube, du-te primul. Fără lanternă. Ăla fără femeie și fără muncă, se duce primul. Prietenul ia bună, mai am o singură liniuță la cameră și poate nu mă mai ține bateria. Când nu mă mai ține bateria, să știți că sper să fiu. Deja nu mai este o glumă, nu mai este o glumă. E de rotrăvitoare, aveți grijă. Ce era? Dă-i, Paul, dă-i, dați-mi. Șansele sunt foarte mari să ne fi pierdut, tocmai de asta ne-am pregătit fiecare cu câte o bătă. Ne-am procurat o armă. Băi, dar nu vezi nimic în față, vezi? Hai înapoi, nu, bacul este examenul maturității. Și stat în pădure. Stat în pădure. Gata, e timpul să ne culcăm. Toată lumea s-a dus la somn. Am reușit 12 ore de supraviețuit în pădure. Ne vedem mâine dimineață. Haide. Bună dimineața, este ora 8. Bine, m-am trezit de la 6. Ei mă trezi de la 6. Dar mai petrecut un pic de timp în cort alături de un drag prieten. Faceți mâncarea, domnul bucătar. El a dormit nemișcat în mașină, vă rog. Nemișcat 8 ore în mașină. Aici am dormit ca rege. Știi ce bine pe salte aici. Zis, m-am trezit o seara să fac un pipi și am crezut că e un lup aici. Nu m-am dus prea departe că mi-era frică, dar aia. Am reușit să supraviețuim ca bărbații 24 de ore. Cum v-ați simțit, domnule Lucian Snick, la cort? Domnule cameraman, a fost o experiență unică. O experiență excelentă, o experiență de neuitat. Sperăm că v-a plăcut. V-am mai zis, motto-ul este: am venit băieți, am plecat bărbați. Țineți minte. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Ron Sniculeț. Ce să vă mai zic? Beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat. Pa, bă!